smerite, acolo unde există dorință mare și frumoasă de a-L avea pe Hristos cât mai deplin în noi, putem ajunge o inimă și un gând. Așa cum spuneau odinioară păgânii despre primii creștini, uitați-vă la ei cât de mult se iubesc. Ne bucurăm că la Cacica am trăit momente de rusalii. Aici, împreună cu păstorii noștri, sub mantia ocrotitoare a mamei noastre cerești. Sunt convins că deja trăiți o nostalgie în suflet și abia așteptați anul viitor să vă reîntoarceți la Cacica. Bucuria noastră este mare deoarece în mijlocul nostru a venit păstorul preasfințitul Iosif Băuleț, păstorul diecezii noastre de Iași și vine cu drag întotdeauna la sanctuarul nostru iubit din Cacica. Ne bucurăm de asemenea că în mijlocul nostru este prezent și episcopul auxiliar Petru Sescu, care vine mereu cu inima deschisă, ori de câte ori sanctuarul nostru este la ceas de sărbătoare. O mulțumire aleasă o adresăm episcopului emerit Petru Gherghel, care, asemenea bătrânului Simeon, este mereu la templul nostru din Cacica. Mulțumesc părintelui Damian Gheorghe Patrașcu, provincial al provinciei noastre franciscane din România, care vine mereu cu bucurie la toate evenimentele, atât din dieceză, cât și din provincie. Mulțumesc părintelui decan al lui Sfarțadi, care, așa cum îl cunoașteți și dumneavoastră, este un bun sfătuitor. O prețioasă mulțumire adresez părintelui Cristian Blăjuț, care ne-a asistat anul acesta pe tot parcursul pelerinajului, cu predicile sale pline de conținut și îmbărbătare. Ca un gest de recunoștință și prețuire, vă oferim un mic cadou și un buchet de flori care să vă amintească de momentele înălțătoare trăite la Cacica. Mulțumesc tuturor preoților care au fost prezenți la celebrările acestui pelerinaj, cât și pentru truda și disponibilitatea de a sta la dispoziția dumneavoastră pentru sacramentul Sfintei Spovezi și pentru celebrările din tot parcursul dimineții. Mulțumesc și confraților mei colaboratori, Părintele Sebastian și Părintele Mitică, pentru implicarea lor în organizarea pelerinajului. Mulțumesc autorităților civile, domnului președinte al Consiliului Județean, Gheorghe Fluturi, domnului Gervasen Longer, deputat al Uniunii Polonezilor din România, care și anul acesta a împodobit cu flori altarul pentru această frumoasă sărbătoare, care a avut grijă ca sunetul și ecranul să ajungă prin toate cotloanele din Cacica. Mulțumesc autorităților locale, domnului Petru Todosi, primar în comuna noastră din Cacica, care ne este mereu aproape, domnului Eduard Wendling, primar la Păltinoasa, un om deosebit care anul acesta a oferit o pernă și un pat celor care s-au implicat efectiv și afectiv în difuzarea celebrărilor premergătoare hramului, domnului primar de la Moara, Eduard Ziminski, domnului inginer
scurtă Ioan, care de ceva ani oferă cazare arhiereilor noștri. Rămân profund mișcat când întâlnesc credincioși preocupați pentru detaliile necesităților de la sanctuar, care au întins o mână de ajutor.